Când am făcut clipul anterior de 45.000 de mișcări creștine, am primit comentariul acesta de la autor. Și anume că este marea, nu poate să fie făcută, dar faptul că există ramuri în catolicism, dat fiindcă discuția fiind de denominații, acestea având nume diferite, trebuie numărate, Vasile vrea să nu le numere, pentru că pentru el important este termenul de catolicism. Și ce este important este că pentru el sunt, în fapt, doctrinele care diferă și, în fapt, creștinii sunt mult mai uniți decât pare. Și cred eu că aici trebuie să luăm ideea de bază care să o discutăm. Dacă sunt doctrinele secundare, între ghilimele, neimportante și folosim cuvintele atât de vage încât Iisus este Fiul lui Dumnezeu, să pună tot ca și creștin un unitarian cu un penticostal cum este Vasile. Și de ce zic asta? Pentru că am avut odată discuția cu Vasile despre unitarieni și Vasile spune că unitarienii practic nu acceptă semantic, cel puțin, în mod intrinsec, sacrificiul de pe cruce. Dacă Isus nu este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ca și Dumnezeu, persoana, Fiul din Trinitate, din câte țin minte, a zis că El acceptă că nu are același sens cel ce în jertfa. Și dacă găsim doctrine de acest fel, secundare, între ghilimele, cum le-ar folosi Vasile, putem să ajungem la zeci de mii de mișcări creștine. Și tot ce trebuie să arăt este să arăt că există 16 doctrine care nu sunt ținute doar pe linia că doar un grup le ține, să zicem, primele 8 versus celelalte le țin doar evanghelicii. Și dacă acestea sunt suficiente cât să se pare în zeci de mii de ramuri, dacă nu un milion. Și gândiți-vă, de exemplu, la botez. Este botezul de mic acceptabil? Este la infanți, este la maturi, este la copii mici, mai ales că este pentru unii important pentru mântuire. Și să fiu clar, pentru cei care spun, uite că i-am separat pe ortodox față de protestanți, sunt protestanți care botează infanți, sunt evanghelici care botează cel puțin copii de la 4 ani, am văzut clipuri, dar hai să spunem de la 6, 7, 8 ani, sunt la fel destul de multe clipuri. Sunt acestea botezuri valide? Să fiu clar, acestea sunt practicate și în cultul baptist, dar nu în România. Deci unii baptiști o să spună că este valid, alții că nu este valid. Și tot ce trebuie să înțelegeți, dacă există măcar două opțiuni care te separ, dacă spui, măi, botezul tău nu este valid, s-ar putea pentru unii să nu-i accepti creștinătatea, să spui, măi, tu doar te-ai spălat cu apă, ai făcut un duș, practic, sau o baie. Similar, euharistul este foarte critic pentru mulți creștini, a lua anafură. Iar această parte care o citez și puteți pune pauză și să citiți, aceasta este doar dezbaterea din secolul XVI dintre primii protestanți și în special doctrina catolică, puțin din doctrina ortodoxă, Zwingli, Calvin și Martin Luther. Și asta este doar ca idee, că mulți nu știu, dar sunt multe dezbateri despre ce înseamnă Euharistul și cum trebuie făcut. Similar, divinitatea lui Isus, care o puneam în introducere, nu este că doar există Trinitate versus Unitarie. Și bineînțeles că există unii care nu acceptă Trinitatea și sunt baptiști, anglicani sau ce ar fi. Dar discutăm că unii spun că este diferit, că nu este doar un om, dar el este Arhanghelul Mihail, de câte înțeleg, asta este poziția martorilor. Sau există ruptura care a rupt sute de milioane de creștini. Dacă Isus are în același timp și natura de Dumnezeu și de om, sau are două naturi separate? Crezul trebuie urmat, pentru că asta îți definește creștinismul, mai ales dacă tu crezi că mântuirea este prin credință. Care crezi? Apostolic? Există anumite
crezuri chiar specifice pe doctrină, de genul să accepti, nu știu ce, citirea Bibliei. Ce poți să faci cu părțile care nu le crezi? Te exclud corporeal din biserica care ești, faci parte din trupului bisericii. Care anume? Subliniez, acestea sunt discuții care au, era în cartea lui Rausser, de exemplu, că este greu să spui că aparții de o biserică cu doar dubii de anumite lucruri despre crez. Acceptăm că există o tradiție. Unii protestanți zic că nu au o tradiție, deși cam toți teologii majori spun că există tradiție la protestanți. Care este relația de a cu Sfinții Părinți, Consiliile Ecumenice? Protestanții de obicei preferă primele cinci. Ce facem cu celelalte două? Ce facem cu deciziile luate după Consiliul acela? Și subliniez aceasta pentru că sunt rupturi și la catolici. Are Biblia loc și este parte din tradiție sau este exclusă? Subliniez, cred eu că există măcar o diferență în biserica în care ești, măcar la o întrebare în acest fel. Sunt miracole și intervine Dumnezeu prin miracole. Și nu există doar poziția de cesaționism versus necesaționism. Există poziții, de exemplu, că miracolele se întâmplă doar subiectiv și Dumnezeu îți arată ție, dar niciodată un miracol nu are să depășească de a-ți arăta ție, pentru că altfel încalcă liberul arbitru. Și liberul arbitru, iar, este important pentru destui creștini. Și aceasta este doar, bineînțeles, o discuție mai academică, dar este importantă să o subliniez că nu este doar crezi că este un miracol și, bineînțeles, ar putea să discut de miracolele interconfesionale, care sunt și de unde vin, dar la fel, e o discuție destul de vastă. Mergi la psiholog sau la exorcist, te rogi, postești sau iei pastile. Și, bineînțeles, există inclusiv ortodoxi care au negat măștile, deci indiferent dacă le-a zis patriarhul să le pui sau să te vaccinezi. Deci să nu aruncăm doar para la evanghelici. Deci să recunoaște că cam toți au făcut-o. Și să fiu clar și atei, dar aici vorbim de creștinism. Canonul biblic. În special, există o obsesie în lumea evanghelică legată de Biblie. Dar care Biblie? Care canon? Cum este în relație cu interpretarea și Sfinții Părinți? Care traducere? Ce facem cu variantele? Ce facem cu greșelile, poate, care sunt în anumite traduceri? Sau limbajul care are probleme? Practicile preoțești. Credeți că trebuie să existe echivalentul unei liturghii? Trebuie pus mâinile pe cap. Sunt preoții ca mijlocitori. Sau interpretare. Trebuie să aibă facultate. Trebuie să fie o relație de căsătorie la preoți. Poate cineva din media LGBT, ca și el, trebuie să se căsătorească. Dacă el are dorințele, să zicem, de gay și trebuie să se căsătorească cu un bărbat, cu o femeie, poate să existe o femeie preot sau să predice. Linia apostolică și echivalentul de apostol există și direct, ca și critici și discuții, și ca și doctrine în care există echivalentul unei grupări apostolice. Sunt valide, sunt biblice și de genul. Și sunt la fel, discuții despre Duh și Suflet. Unii zic că Duhul este conștiința. Au animalele conștiință, că se spune că au cel puțin echivalentul de Suflet. Există implicații despre Suflet și veganism. Există veganismul gândit ca și dietă, dar vreau să spun că tot discutam despre trup și suflet și animale. Animalele câteodată intră în discuția asta. Există o poziție unitară, dacă este, sunt foarte curios care este. Trebuie ținute legile din Vechiul Testament. Dacă da, care? 10 porunci? Dieta, tăiat împrejur? În lumea americană, evanghelică, sunt tăiat împrejur este foarte popular. Pentru cei care nu știu. Ce facem cu sfaturile de genul să bați copiii? Ce facem cu manifestările, sau cum vrei să-l numești,
de la ale, între ghilimele, ale Duhului Sfânt, care le vezi la penticostal. Eu nu cred că mulți creștini le aprobă care nu sunt penticostali. Iar acesta de obicei vine și cu alte lucruri care sunt mai ciudate. Este salvarea prin credință sau fapte? Și bineînțeles că unii o să aibă și nuanțe cu între, alții o să spună că depinde și de botez. Dar vreau să spun de predestinare, de faptul că ți-o pierzi, poți pierde mântuirea și de genul. Ispășirea. Așa cum am discutat în trecut, pentru că era în exemplul lui Vasile, ispășirea are câteva poziții, probabil vreo șase. Și bineînțeles că există soluția că spui că există poziția șaptea, în care toate șase sunt adevărate, dar nu ți rezolvă problema că sunt în fapt aceste poziții care nu sunt chiar compatibile. Creația este geneza, o carte de istorie. Și cum este carte de istorie? Că zilele sunt ere, că există un proiectant inteligent sau o pseudoștiință care numește pe creator ca și proiectant inteligent. Este creația în viziunea ortodoxă. Este evoluția parte din planul Dumnezeu. De ce este atât de crudă? Și dacă este așa de crudă, poate Dumnezeu nu intervine. Și să fim clar, acestea sunt afirmații care nu le au doar creștinii ortodoxi. Le știu și din lumea evanghelică, măcar sugerate, dacă ai să citești măcar printre rânduri. Este Dumnezeu descris imoral în Vechiul Testament. Și să fiu clar că aceasta este o critică destul de des pusă de atei creștinilor, pentru că mulți creștini știu și nu se simt confortabil că acele pasaje par a arăta un Dumnezeu imoral. Iar discuția de Dumnezeu imoral ajunge și la discuția de iad. Și sunt creștini care nu acceptă iadul din culte care, ipotetic, ar trebui să accepte iadul. Deci, unde sunteți legat de asta? Este anihilare, este universalism. Apocalipticismul. Faptul că trebuie să vinzi tot ceea ce să-l aștept pe Iisus care vine curând, nu va trece generația asta, este un creștinism destul de diferit de unul în care trăiești și îți faci planuri pentru copii, nepoți și strănepoți. Iar asta cred că spune tot. Care este relația creștinismului cu faptul că să găsesc tot timpul probleme, de obicei în Academia Liberală, cum trebuie să le, între ghilimele, ataci și cum trebuie să te raportezi la versiunea foarte conservatoare, care o știi, accepti interpretarea Sfinților Părinți ca și bază. Deci alegi o poziție ultraconservatoare, o poziție liberală, o poziție între ce alegi de la liberal. Acestea nu sunt discuții triviale. Și bineînțeles că o să fie aceste puncte care pune, o să zică că sunt minore. Dar unele te pot exclude din biserică dacă se află că le faci. În biserici foarte conservatoare, în care pastorul sau doctrina spune ce să facem pat. Și bineînțeles că mai sunt și alte lucruri netriviale de genul relația creștinilor față de bani. Trebuie patriarhul să aibă o mașină super cool. Trebuie, unii o să zică nici măcar nu este a lui sau cine știe cum poate fi interpretată, dar vreau să spun, există clar unii care arată foarte multă fală și prosperitate și există de altă parte un creștinism care spune că nu trebuie să fie modestie. Este aceasta față de relația dintre oameni și societatea de azi. Care este relația? Trebuie să vindem tot, să dăm la săraci. Trebuie să ajutăm să promovăm politic anumiți conducători. Cum a făcut-o și Vladimir Postan, care pare că laudă pe Putin și nu știu de ce. Sper că nu este din cauza rublelor. Dar zic, și să aperi partea cealaltă, să zicem că aperi pe Kamala, că este o femeie decentă. Poți să ai cineva gen Klaus Iohannis să votezi, să-l apreciezi, de genul. Și au fost protestanți care spun că nu, sau poți să votezi sau nu la referendumul URI. Bineînțeles, răspunsul fiecare îl are și de obicei este destul de diferit. Că tot vorbim de referendumul URI, trebuie date drepturi egale femeilor, membrilor LGBT
Și indiferent dacă tu spui că nu, sau poate da la femei sau nu la LGBT sau cum ar fi, să fim clar că răspunsul este că am văzut femei gay pastor. Am vorbit foarte sumar cu una, cel puțin știu că există căsătorită, lesbiană, episcop. Și nu numai că a fost episcop, s-a pensionat ca episcop. Dar bineînțeles că este în vest, nu este în Arabia Saudită, că acolo probabil este un alt fel de creștinism. Și care este relația dintre Biblie în general, că trebuie să urmeze o moralitate biblică sau să accepte inovațiile tău morale sau etice care le-am descoperit. Poți să adaugi lucruri la Biblie ca Biblia cică să răspundă la probleme gen avort sau chiar LGBT câteodată, că sunt pasaje folosite clar în mod eronat. Putem să folosim Biblia pentru orice alte pasaje. Și să fiu clar, unele sunt folosite împotriva rasei, împotriva emigranților și lucruri de acest gen. Deși poate chiar Biblia pare să fie pentru. Și să fiu clar că acestea sunt alte și alte doctrine. Poți să mergi la război. Bineînțeles, dacă unul spune poți să mergi la război just, poți să împuști oamenii care se retrag ca ordinul să nu se predea. Sau lucruri de acest gen. Uitați-vă la ce fac creștinii ruși și indiferent dacă răspunsul tău nu este al creștinilor ruși, nu înseamnă că răspunsul nu este al unor creștini care diferă față de tine și tema aceea nu este, cred eu, trivială. Și ce vreau să spun este că am găsit 23 de poziții, deși renunțam este doar 16, ca să arăt că există poziții în care cred eu că sunt destul de importante și poți să spui că sunt măcar 10.000 de mișcări, pentru că Vasile contează numele, că este catolic, că este pentecostal și a spus că celelalte sunt lucruri secundare. Și gândiți-vă, deci, haideți să nu luăm punctul 24, că poate una să spun că este o trivialitate, între ghilimele, dar ideea că poți să dai drepturi egale și unei femei să predice, crezi că este, mai ales femeie lesbiană, ai merge la o astfel de adunare? Dacă ești liberat, probabil că da, dar dacă nu, îți spun sigur că nu este doar, pur și simplu este o doctrină secundară. Faptul că ai milostenie sau nu ai milostenie, sau faptul că ai avion privat mulgând pe credincioși, cred eu că această critică o pun protestanții la ortodoxi azi, că uite ce haine scumpe cei care au preoții și nu văd când un pastor are haine scumpe de la ei. Deci vreau să spun că acestea nu sunt părți triviale. Faptul că unii ar vedea complet nepotrivit ca biserica să se bage la tine în pat. Și acesta poate fi și doar un rezultat al secularismului și al progresului vestic. Sau poți să accepti critica istorică în care ți se arată că anumite evanghelii nu par a fi scrise, la zice foarte rezonabil, nu par a fi scrise de ce spune tradiția. Trebuie să ignori. Și bineînțeles, unii o să ignore ce spune Academia, alții o să ignore ce zice tradiția, dar nu este un răspuns pur și simplu trivial să spui, Biblia a fost pur și simplu o comunitate, a luat cuvintele nu știu cine, le-a modificat și le-a pus pentru interesele lui. Nu sună la fel ca și cum ai spune că este un martor ocular, Matei, și vedem dintr-o altă perspectivă. Sau apocalipticismul, că trebuie să vezi tot ce ai, sau iadul, sau că Dumnezeu este imoral, sau că tu nu crezi că există un Adam și Eva real, sau nu crezi că scopul ispășirii este același, sau felul în care ești mântuit, sau faptul cum se scutură pentecostale. Și subliniez, toate acestea sunt lucruri netriviale. Deci, mai puțin dacă este, să fiu clar, există cazuri în care oamenii nici măcar nu știu despre ce vorbesc, de genul mulți cred că Biblia are doar 66 de cărți. Punct. Alții s-ar putea să creadă doar că există miracole și că ei nu cred că sunt creștini care neagă miracolele sau nu știu că există alte teologii sau crezul, unii s-ar putea să creadă că există doar crezul de la Nicea. Dar
Este foarte superficial să spui că există o unitate și doar doctrinele sunt marginale. Pentru crezul, mai ales dacă tu crezi că mântuirea e prin credință, este ce îți definește mântuirea. Și cu asta cred eu că putem să încheiem. Dacă vă plac astfel de analize, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!